Bună copii! Pentru că ne aflăm în anotimpul iarna, m-am gândit ca în episodul de astăzi să facem oameni de zăpadă. Veți avea nevoie de o șosetă, orez, o lingură, nasturi, ață, o farfecă, carioci, lipici și un pahar. Cu farfeca voi tăia o parte din șosetă. Întoarcem pe partea cealaltă șoseta și cu un fir de ață o vom lega într-o parte. Legați foarte bine pentru că urmează să punem orezul. Pentru a pune mai ușor orezul în șosetă, voi așeza șoseta într-un pahar și cu lingura încep să pun orez. Cu un fir de ață voi lega foarte bine șoseta. Cu un fir de ață voi lega mijlocul șosetei cu orez. Acum va arăta ca un om de zăpadă. Cu ajutorul lipiciului, îi voi lipi omului de zăpadă nasturii. Cu carioca neagră, îi voi desena ochișorii. Cu carioca portocalie, îi desenez năsucul. Partea rămasă din șosetă o vom transforma într-o căciulă pentru omul de zăpadă. Îi voi lega omului de zăpadă și un fular. Puteți să folosiți orice material aveți prin casă. Metoda a doua. Vom tăia cu farfeca o parte din șosetă. Acum vom umple cu vată șoseta. Cu un fir de ață vom lega șoseta. Acum vom lega șoseta astfel încât să formăm un om de zăpadă. Cu markerul negru îi voi desena omului de zăpadă ochișorii. Cu markerul portocaliu îi voi desena năsucul. Cu markerul roșu îi voi desena gurița. Acum îi voi desena și nasturii. Puteți să îi desenați cu orice culoare vă doriți. Cu farfeca voi tăia partea rămasă din șosetă pentru a o îndrepta. Cu un fir de ață o voi lega într-o parte pentru a o transforma și pe ea într-o căciulă. Căciulița este gata. Haideți să o așezăm pe cap omului de zăpadă. Îi voi așeza la gât și un fular. Al doilea om de zăpadă este gata. Dragii mei, acesta a fost episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube Activities with Missy. Vă pup! Pa!